Bună! Astăzi începe seria de Crăciun, ceea ce înseamnă că pentru următoarele zile v-am pregătit câteva clipuri cu tematică de sărbătoare. Am zis să încep cu partea de cadouri, ca să vă inspire și pentru Moș Nicolae, poate, și toate sunt cadouri DIY foarte mișto și foarte, foarte ușor de făcut. Așa că, dacă vreți să vedeți cum am realizat toate aceste minunății, vă invit să urmăriți clipul în continuare. Pentru primul DIY avem nevoie de niște șosete pufoase, eu le-am luat pe acestea din Pepco, de niște pompoane sau altfel de decorațiuni, tot din Pepco sunt luate și acestea, de un carton cu un model ceva mai deosebit, i-am luat o pungă pentru cadouri, pe care am să o tai ceva mai încolo pentru că mi-a plăcut foarte mult cum arată și am zis că am să o folosesc pentru acest DIY, de niște lipici, o riglă, un creion și două foarfece, eu am ales una simplă și una cu model. Pentru început, vom pune șosetele una peste alta și vom începe să le rulăm, astfel încât să aibă o formă ceva mai țuguiată, ca să-i spun așa, în partea de sus. Am folosit niște elastice ca să prind șosetele în partea de jos, ca să nu se desfacă. Acum voi tăia o bucată de carton din această pungă de cadouri. Dacă voi aveți deja o bucată de carton gata tăiată, puteți sări peste acest pas. Am măsurat baza șosetelor ca să știu exact cât să tai din acea bucată de carton. Am făcut aceleași măsurători și pe carton ca să am un fel de ghid, să-i spun așa, ca să am o tăietură cât mai dreaptă și curată. Apoi am folosit o farfecă cu model ca să tai una din marginile cartonului. Această margine este cea care va veni în partea de sus a brioșei. Am înfășurat cartonul în jurul șosetelor și l-am lipit cu lipiciul pe care vi l-am arătat la început. Cam așa ar trebui să arate, am mai presat puțin la bază ca să-și ia forma aceea de brioșă și am mai scos în partea de sus din șoseată ca să fie ceva mai fluffy. Acum trecem la decorarea brioșei și aici puteți folosi absolut orice. Eu am încercat întâi să folosesc niște pompoane, am folosit unul roșu și mi se pare că arată foarte comic, zici că e nasul lui Rudolf acolo în mijlocul brioșei. De asemenea, dacă vreți să mai completați cadoul, puteți pune în vârf o ojă sau un balsam de buze, cum am făcut eu. Până la urmă am ales un pompon alb și cam ăsta e rezultatul, un cadou foarte simplu și foarte simpatic. Pentru al doilea DIY aveți nevoie de o formă de brad, eu am făcut-o pe aceasta din carton, dar cred că sunt și gata de cumpărat prin magazine de bricolaj. Apoi aveți nevoie de pliculețe de ceai, cu cât mai multe, cu atât mai bine, și e și mai bine dacă sunt și colorate. Pastile adezive, care nu au fost bune de nimic, o să vedeți îndată de ce. Opțional puteți folosi niște decorațiuni, eu le-am pe acestea din Pepco. Niște funde sau steluțe pentru vârful bradului. Și niște lipici. Începem să lipim pliculețele de ceai de forma bradului, începând de la bază. Am folosit aceste pastile adezive la început, dar nu au fost bune de nimic pentru că nu se lipea de formă, așa că ulterior am trecut la picătura, după cum o să vedeți în cadrele următoare. Și am început cu un rând cu pliculețe verzi, după aia am continuat cu un rând cu pliculețe mov și spre vârful bradului am alternat când pliculețe verzi, când pliculețe mov.
Cam așa arată deocamdată, însă vedeți că vârful a rămas golaș, așa că aici vom lipi aceste două fundițe de o parte și de alta. Apoi am ales să lipesc aceste decorațiuni din loc în loc pe pliculețele de ceai. Și acesta este rezultatul, mi se pare un cadou foarte fain și de efect pentru un iubitor sau o iubitoare de ceai. Următorul cadou este potrivit pentru domni și pentru el avem nevoie de un borcan, o doză de cola, o sticlă mică de Jack Daniels, o etichetă și o panglică. Acesta cred că este unul din cele mai simple DIY-uri din acest clip. Pur și simplu punem doza de cola în borcan, apoi luăm panglica și o înfășurăm în jurul gâtului borcanului, îi facem prima oară un nod. Apoi o să mai facem un nod în jurul gâtului sticluței de Jack ca să o prindem de borcan. Și la final facem o fundă din panglica cea mai rămas. Mie îmi trebuia aici o panglică ceva mai lungă, dar m-am descurcat și cu asta. Apoi am luat eticheta și am prins-o și pe aceasta de fundă. Pe ea vom trece, bineînțeles, numele celui care primește acest cadou. Iar pe doza de cola am lipit și o fundiță ca să fie totul cât mai festiv. Cam așa arată și acest cadou, un cocktail DIY pentru un prieten, un vecin sau poate un coleg de birou la Secret Santa. Pentru acest proiect aveți nevoie de un borcan, de 3 pompoane negre sau 3 nasturi negri dacă aveți, de niște sârme de-astea pufoase, nu știu exact cum le spune, sunt luate din Pepco, de niște picătura și de niște bomboane. Vom începe prin a lipi cele 3 pompoane de borcan, astfel încât să arate ca nasturii unui om de zăpadă. Vom turna bomboanele în borcan. Aici puteți folosi și Raffaello sau Marshmallows sau orice alte bomboane albe sau albe cu roșu. Acum ne vom ocupa de capacul borcanului și vom lipi aceste sârme pufoase roșii în jurul capacului. Nu m-am oprit aici și am mai luat niște sârmă din aceea, albă de data aceasta, și am înfășurat-o pe toarta borcanului. Am mai folosit o fundiță de aceea roșie ca să acopăr gaura din capacul borcanului și cam așa arată omul nostru de zăpadă. Este un cadou foarte dulce, perfect pentru un Secret Santa, aș spune eu. Ultimul DIY este unul delicios și pentru el avem nevoie de ciocolată caldă, niște ornamente de acestea pentru prăjituri, marshmallows, zahăr brun, niște borcane mici, eu le-am pe acestea din Pepco, batoane de scorțișoară, decorațiuni opțional, bineînțeles, și panglică. Vom umple fiecare borcanel cu câte un ingredient, ciocolata caldă, ornamentele pentru prăjituri, marshmallows și zahărul brun. Mai departe am lipit câte o decorațiune pe capacul fiecărui borcanel. Am ales să folosesc pastile adezive ca să fie ușor de dezlipit, în cazul în care persoana care primește acest kit vrea să folosească borcanele și pentru altceva. Apoi am înfășurat o panglică în jurul borcanelor și am prins și un baton de scorțișoară de ea. După
După cum vedeți, borcanele nu stau foarte bine lipite unele de altele, așa că fie le împachetați într-o hârtie transparentă, fie le puneți într-un coșuleț așa cum am ales eu să fac. Am înfășurat același tip de panglică și în jurul coșulețului, ca să fie așa un tot unitar. La final am ales să împrăști niște pompoane prin coșuleț, ca să fie totul cât mai colorat și mai festiv. Și acesta este coșulețul cu răsfăț dulce, care va prinde numai bine în serile reci de iarnă. Acestea au fost propunerile mele de cadouri DIY pentru Crăciunul acesta. Sunt simplu de realizat, dar sunt speciale pentru că sunt muncite și cred că oricine s-ar bucura la un astfel de cadou. Sper că v-au plăcut ideile mele și chiar vă aștept în comentarii să-mi spuneți care este proiectul vostru preferat și dacă voi ați face astfel de cadouri sau nu. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și nu uitați să urmăriți și celelalte clipuri din seria de Crăciun. Ne auzim mâine, v-am pupat!